pacea să fie cu voi. Dumnezeu este iubire. Iată, vin să împlinesc voința ta, Dumnezeule. Lăudat să fie Iisus și Maria. Suntem atât de numeroși astăzi în jurul altarului, la această sfântă și solemnă liturghie. Preoți, tineri, persoane consacrate, credincioși. Avem motive minunate să-i mulțumim Domnului. Îi mulțumim împreună lui Dumnezeu Tatăl pentru darul Sfântului Alois Guanella, dar făcut bisericii, congregației, societății și fiecăruia dintre noi. Îi mulțumim pentru că astăzi congregația noastră trăiește un moment deosebit. Sora Florentina spune daul ei pentru totdeauna lui Dumnezeu, bisericii și congregației. La începutul acestei celebrări eucharistice, ne adresăm ție, dragă soră Florentina, cu binecuvântatele cuvinte ale fundatorului. Îți dorim din suflet ca viața ta să fie o actualizare a acestui gând profund. Dumnezeu te-a chemat ca și mireasă a lui Iisus. Tu ești al lui Iisus și Iisus este al tău. Ți-a pus în deget inelul nunții. Tu de acum gândești ca și Dumnezeu. Tu iubești ca și Dumnezeu. Așa cum între picurii de ploaie care cad din nori în mare se formează o singură apă, așa între voința ta și cea a Domnului, prea fericită uniune, într-adevăr, suflet credincios, tu ai devenit mireasa regelui prea înalt. Lăudat să fie Iisus Hristos! Deci, iubiți părinți concelebranți, care ospiti, reverenda Madre Superioră, dragă soră Florentina, dragi iubite surori, dragi iubiți tineri, dragi iubiți credincioși uniți cu noi la această sfântă liturghie direct sau prin intermediul internetului. Suntem fericiți ca în această atmosferă creată de Sfântul pe care dumneavoastră l-ați ales să fie cel ce vă poartă spre Iisus, în această atmosferă de bucurie, vreau să vă invit să nu uitați ce ne spune astăzi Iisus. Să avem noi dragoste. Dragoste nu numai față de El, ci dragoste față de toți. Orice persoană este aleasă să demonstreze în lume iubirea lui Dumnezeu și iubirea față de aproape. Așadar, ne pregătim pentru a asculta pe Iisus la celebrarea Sfintei Liturghii, la Sfânta Evanghelie și a o însoții pe sora Florentina la actul ei de iubire supremă față de Dumnezeu și față de frați. Pentru a celebra cu vrednicie această sfântă liturghie, cerem iertare lui Dumnezeu și mijlocirea Sfântului Alois Guanella. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din
îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm, fă să crească în noi credința, speranța și iubirea, și ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduiești, fă-ne să iubim ceea ce ne poruncești. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am consacrat. Citire din cartea profetului Ieremia. Cuvântul Domnului a fost către mine zicând, mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am consacrat și te-am pus profet pentru popoare. Dar eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu spune, sunt un copil, căci vei merge la toți cei la care te voi trimite și vei vorbi tot ceea ce îți voi porunci. Nu-ți fie teamă dinaintea lor, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Oracolul Domnului. Cuvântul Domnului. Potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Voi împlini cele făgăduite Domnului de față cu tot poporul său. Lucru de preț este în fața Domnului, moartea slujitorilor săi. Ascultă-mă, Doamne, că sunt slujitorul Tău și fiul slujnicei Tale. Tu ai sfărâmat lanțurile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. V-ați întors la Dumnezeu de la idol ca să-L așteptați pe Fiul Său din ceruri. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, am fost între voi și pentru binele vostru, iar voi ați devenit imitatorii noștri și ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt, așa încât voi ați devenit exemplu pentru toți cei care cred în Macedonia și Ahaia. Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia și Ahaia, iar credința voastră în Dumnezeu
s-a răspândit în toate locurile, așa încât nu mai este nevoie ca noi să spunem ceva. Ei înșiși povestesc ce fel de primire am avut la voi și cum v-ați întors la Dumnezeu de la idol, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să-L așteptați pe Fiul Său din ceruri, pe care El l-a înviat din morți, pe Iisus, Cel care ne mântuiește de mânia ce vine, cuvântul Domnului. Cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu, spune Domnul. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, auzind farizeii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, iar unul dintre ei, învățat al legii, ca să-L pună pe Iisus la încercare, l-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în lege? Iisus i-a zis: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă, iar a doua este asemenea acesteia: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci este cuprinsă toată legea și profeții. Cuvântul Domnului. Sora Teresa Florentina Bordas. Doamne, m-ai chemat, iată-mă. Sora Teresa Florentina, ce anume cer lui Dumnezeu și de la Sfânta Biserică? Să pot persevera până la moarte în această congregație, angajându-mă să fiu pentru toată viața semn al iubirii purtătoare de grijă a Tatălui. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragă sora Florentina, dragi iubite surori, persoane consacrate, dragi tineri și tinere, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi este una dintre cele mai frumoase, clare și mângâietoare lecții pe care ne-o prezintă Iisus.
Așa cum am auzit în Sfânta Evanghelie, cu adevărat, un răspuns care vine din partea cuvântului lui Dumnezeu la întrebarea învățătorului legii. Un răspuns care cuprinde întrânsul toată Scriptura, tot ce s-a scris. Un răspuns care pentru noi este o adevărată lecție de convingătoare de care este menirea noastră. Trebuie să spun de la început că Sfântul Părinte Papa Francisc, adresându-se la 2 februarie tuturor persoanelor consacrate, a început să le vorbească credincioșilor despre misiunea lor, despre chemarea lor, despre oferta lor. Dar a spus mai departe că persoanele care sunt cele din tâi ca să-și împlinească această misiune sunt persoanele care au ales viața consacrată. Adică să se ofere lui Dumnezeu și să se ofere fraților. Iar lecția de astăzi pe care ne dă Iisus se adresează tuturor, dar mai ales se adresează surorilor. Și îmi permit să spun, dragă soră, se adresează ție. Evanghelia de astăzi ne amintește că toată legea divină se rezumă în iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Ne spune astăzi, cu atâta frumusețe, Sfântul Părinte Papa Francisc a Angelus, făcând un comentariu la această pericopă evanghelică. Evanghelistul Matei relatează că unii farizei s-au înțeles pentru a-L pune la încercare pe Iisus. Și acum am auzit în Evanghelie. Unul dintre aceștia, un învățător al legii, îi adresează această întrebare. Am auzit-o. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus, citând cartea Deuteronomiului, o cunoștea foarte bine, răspunde: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea din tâi poruncă. Și ar fi putut să se oprească aici, Iisus, spune Sfântul Părinte Papa Francesc. Dar Iisus continuă, îl surprinde pe învățător și ne îmbucură pe noi. Și anume, adaugă despre ce nu a fost întrebat, spunând: a doua este asemenea cu aceasta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și această a doua poruncă Iisus nu inventează, ci o preia din cartea Leviticului. Noutatea însă este una care cu adevărat îi impresionează pe toți, și anume, pune împreună aceste două porunci care se aflau în Sfânta Scriptură. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, spunând și revelând că sunt inseparabile și complementare, sunt cele două fețe ale aceleiași medalii. Nu poate fi iubit Dumnezeu fără a-L iubi pe aproapele. Și nu poate fi iubit aproapele fără a-L iubi pe Dumnezeu. Iisus subliniază acest lucru și sigur că învățătorul legii a rămas impresionat.
Dar mai mult rămânem noi impresionați de această claritate pe care Iisus o prezintă în această pericol. De fapt, semnul sensibil pe care creștinul poate să-l arate pentru a mărturisi altora lumii că el cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu, este iubirea față de frați. Și Sfântul Părinte subliniază porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele este prima. Nu pentru că este pusă în fruntea celorlalte, ci pentru că stă la centru, pentru că este ca și inima din care totul pornește și la care totul se întoarce. Deja în Vechiul Testament, exigența de a fi sfinți după imaginea lui Dumnezeu, care este sfânt, cuprindea și datoria de a se îngriji de persoanele mai slabe, cum ar fi străinul, orfanul, văduva, cei în suferință. Iisus duce la împlinire această lege din alianță, El care unește în sine însuși, în trupul său, divinitatea și omenitatea într-un unic mister de iubire. Cele două porunci sunt una. Ele se unesc în El și El este Cel care le prezintă. Pentru a înțelege acest mister cu adevărat pe care îl prezintă astăzi Iisus, rog să vă îndreptați cu gândul spre crucea tinerilor și să o priviți în amintirea dumneavoastră. Avem atâtea cruci aici. De fapt, crucea este simbolul acestei iubiri. Crucea pe care a ales-o Iisus în misterul iubirii sale unește în ea cele două dimensiuni ale adevăratei iubiri. Dimensiunea care coboară și care urcă în lemnul crucii, iubirea lui Dumnezeu față de oameni și iubirea oamenilor față de Dumnezeu și iubirea celor două laturi ale crucii, care sunt brațele aceleiași iubiri care se îndreaptă spre lume, spre oameni. Acest lucru l-a făcut Iisus. Acest lucru l-a realizat Iisus. Și acest drum este drumul nostru. De acum, în lumina acestui cuvânt al lui Iisus, iubirea este măsura credinței. Iubirea nu poate fi separată de credință. Iar credința, spune Sfântul Părinte, este sufletul iubirii. Nu mai putem separa viața religioasă, viața de evlavie, de slujirea față de frați, față de cei care sunt concreți, pe care îi întâlnim. Cu alte cuvinte, nu mai putem despărți rugăciunea, întâlnirea cu Dumnezeu în Sfintele Sacramente, de ascultarea celuilalt, de apropiere de viața sa, în special de rănile sale. Amintiți-vă, repetat Sfântul Părinte astăzi în mesajul său, iubirea este măsura credinței. Și ne întreabă, și întreba pe cei din piață, cât de mult iubești tu? Și fiecare să-și dea răspunsul. Cum este credința ta? Credința mea este așa cum eu iubesc. Și credința este sufletul iubirii. Dragă soră Tereza Florentina, dragi persoane consacrate, dragi iubiți tineri, aceasta este iubirea lui Dumnezeu, care se îndreaptă spre noi și ne angajează și ne transformă și ne face să fim reprezentanți ei
altfel nu ne împlinim misiunea noastră. Dacă nu iubim pe Dumnezeu și dacă ne oprim numai la asta, trebuie să iubim și pe ceilalți. Și spune Sfântul Părinte în același mesaj al său că aici nu e vorba despre două porunci, ci despre două fețe ale aceleiași iubiri fața lui Dumnezeu și fața omului. Dumnezeu care se oglindește în om, Dumnezeu care se întâlnește în fiecare om, Dumnezeu care transportă iubirea Lui în fiecare om și prin om vrea să o transporte și să o transmită în ceilalți. Două fețe ale aceleiași iubiri. Aceeași iubire de la Dumnezeu în om, cu care oamenii îi iubesc pe ceilalți. Ne bucurăm despre această lecție pe care ne-a dat-o și ne-o dă Iisus astăzi în Evanghelie. Ne bucurăm și de interpretarea așa de frumoasă a Sfântului Părinte în această zi. Și subliniez, dragi surori, dragă soră Florentina, dar și persoane consacrate, sunteți angajate într-un chip deosebit în acest program de iubire. Sunteți chemate toate și chemați toți cei consacrați pentru a vă umple de această iubire care trebuie răspândită la ceilalți. Nu putem să separăm iubirea față de Dumnezeu de iubirea față de aproapele. Aceste două fețe ale iubirii ne desăvârșesc. Îl iubesc pe Dumnezeu în măsura în care îl iubesc pe aproapele. Și îl iubesc pe aproapele pentru că în el văd fața lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu. Ce bine este să ne simțim și să ne așezăm mereu în această iubire cu care să ne îndreptăm spre frați. Mă bucur să știu că persoanele consacrate au ales și aleg o astfel de bucurie, de misiune, de a fi instrumente vii, conștiente de această misiune pe care o au, de a-L iubi pe Dumnezeu iubindu-i pe frați. Și mă opresc într-un chip deosebit la sora Florentina și la toate celelalte surori care au în grijă pe cei bolnavi, pe cei bătrâni, pe cei săraci, pe cei în suferință. Și acesta este rolul pe care l-au persoanele consacrate în lume. Să-L facă viu pe Hristos, care a unit în sine dumnezeirea și umanitatea, într-o unică iubire, cu două fețe, fața lui Dumnezeu și fața omului. Am bucurat să aflu în căutările mele un exemplu pe care vreau să-l spun sorii Florentina, să-l spun tuturor surorilor și tinerilor. Un părinte Ghedu, în 1994, relata la televiziune, 8 minute în televiziunea PM din nordul Italiei, un fapt. Am cunoscut o persoană consacrată. Avea vârsta de aproape 40 de ani. O cunoșteam și o prețuiam. Și întâlnind-o în mănăstire, am întrebat: sora, te-a costat mult să renunți la tot ceea ce aveai? Avea o condiție bună. Era profesoară. Era stimată. Vedea în lume cu copiii, în familie.
te-a costat mult să intri în mănăstire aici, să fii singură, săracă, aici, retrasă. Și ea a dat un răspuns care l-a impresionat pe acest părinte. Da, părinte, e adevărat, m-a costat mult. Aveam niște lucruri, dar nu aveam tot ceea ce eu căutam. Le-am lăsat pe toate și am venit aici. Nu le mai am pe acelea, dar de când sunt aici, îs plină de bucurii și dar, pentru că sunt cu Dumnezeu. Și am o convingere că atâta timp cât voi fi cu El, eu îmi voi împlini menirea mea de a fi cu El în veșnicie. Mă bucur că sunt aici. Sunt fericită că sunt aici. Ca să mă pot ruga și să mă pot oferi întregii lumi prin jertfele mele. Dragă soră Florentina, sigur că ai lăsat multe. Ai lăsat acasă. Sigur ai venit aici ca să găsești alte lucruri bogate, alte daruri, iubirea lui Dumnezeu, iubirea care transformă, iubirea care îți dă un vast câmp de iubire față de ceilalți, întâlnind în ceilalți fața lui Dumnezeu și iubindu-i pe frați. Astfel, iubirea este desăvârșită. Dragi tineri, și voi, cei care sunteți aici, știți că aveți o asemenea frumoasă și sfântă misiune de a deschide inima voastră lui Dumnezeu, care, dacă intră, transformă viața. Vă transformă în apostolii săi. Vă face să fiți cu adevărat multiplicatorii iubirii lui Dumnezeu în lume. Iar lumea are nevoie de așa ceva. Ne rugăm astăzi ca noi toți, care l-am ascultat și l-ascultăm pe Iisus, care ne învață astăzi ce însemnează iubirea adevărată, să ne umple inima de această iubire cu care noi să demonstrăm că iubim pe Dumnezeu, iubindu-i pe frați. Amin. Și acum, soră Florentina, care prin botez ai murit pentru păcat și te-ai consacrat deja Domnului, voiești să te consacri mai strâns lui Dumnezeu cu profesiunea perpetuă? Vreau. Voiești cu ajutorul Duhului Sfânt să îmbrățișezi pentru totdeauna aceeași formă de viață curată, săracă și ascultătoare pe care Hristos Domnul a ales-o pentru sine și pe care Fecioara Maria a trăit-o în plenitudine? Vreau. Voiesc să te angajezi pentru toată viața să-L urmezi pe Hristos conform învățăturilor Evangheliei și să îmbrățișezi regula Fiicelor Sfintei Maria a Providenței pentru a ajunge la caritatea perfectă față de Dumnezeu și față de aproapele? Vreau. Voiesc să te consacri pentru totdeauna carității, trăind dăruirea deplină de tine însăți, ca jertfă spirituală, în unire cu Hristos răstignit, rugându-te și pătimind, dedicându-te cu iubire complet preferențială față de frații cei mai nevoiași, revelându-le iubirea până de grijă a Tatălui, faptele de milostenie, conform învățăturilor Sfântului Fondator și exemplului fericitei Clara? Vreau. Cel care a început în tine lucrarea de sfințire, El însuși s-o ducă la îndeplinire. Amin. Ne unim acum într-o rugăciune invocând ocrotirea tuturor sfinților.
Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Marie, Maica lui Dumnezeu, Doamne pentru noi, Sfânta Fecioară a Fecioarelor, Doamne pentru noi, Sfinte Mihail, Gabriel, roagă-ne pentru noi. Sfinte Rafael, roagă-ne pentru noi. Toți sfinții îngeri și arhanghele, rugați-vă pentru noi. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-ne pentru noi. Sfinților Petru și Pavol, rugați-vă pentru noi. Sfinte Ioane, roagă-ne pentru noi. Sfinte Antoane de Padova, Marie Magdalena, roagă-ne pentru noi. Sfântă Agnesa, roagă-ne pentru noi. Sfântă Cecilia, roagă-ne pentru noi. Sfinte Vasile cel Mare, Caterina de Siena, roagă-ne pentru noi. Sfântă Rosa de Lima, roagă-ne pentru noi. Sfântă Ioana Francesca de Chantal, roagă-ne pentru noi. Sfântă Teresa Cruce, Brigita din Sveția, roagă-ne pentru noi.
treilea. Roagă-ne pentru noi. Sfinte Ioan Paul al doilea. Roagă-ne pentru noi. Sfinte Iosif Cotolengo. Ioan Bosco, Doamne pentru noi. Sfinte Alois Oanela, Doamne pentru noi. Fericite Ieremia Balacul, Doamne pentru noi. Fericite Anton Durcovi, fericite Vladimir Ghica, Doamne pentru noi. Fericite Clara Bosata, Doamne pentru noi. Toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu, și pătimirea ta, mântuiește-ne, Doamne. Prin moartea și îngroparea ta, mântuiește-ne, Doamne. Prin învierea ta sfântă, venirea Duhului Sfânt mânăgâie tovorul. Mântuiește-ne, Doamne. Noi păcătoși, te rugăm, ascultă-ne. Ca să binevoiești antării pentru rodnicia bisericii, pe slujitoarea ta în dăruire și apostolat, te rugăm, ascultă-ne. Ca să binevoiești a păstra și a crește dragostea lui Hristos și spiritul fondatorilor în toate familiile consacrate ție, te să binevoiești a răsplăti cu harul cerești pe părinții acestei slujitoare pentru darul pe care ți l-au oferit. Te rugăm, ascultă-ne. Ca să binevoiești a binecuvânta, a sfinți și a consacra această slujitoare a noastră. Să binevoiești a dărui acestei slujitoare puterea de a persevera. Te rugăm, ascultă-ne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, te rugăm, ascultă-ne. Hristoase, auzi-ne. Hristoase, ascultă-ne. Hristoase, ascultă-ne.
Domnule, bogat în milostivire, ascultă rugăciunile poporului Tău și cu harul Tău ceresc, revarsă asupra acestei fiice focul Duhului Sfânt, care să o purifice de păcat și de orice rău și să o înflăcăreze cu ardoarea carității. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ridică-te. Acum, sora Florentina, purtând în mână lumânarea aprinsă, semnificarea rădăcinării consacrării sale în aceea de la botez, se apropie de superioară și rostește formula profesiunii perpetue pe care a pregătit-o cu mâna sa pentru a exprima decizia sa liberă și personală pentru o angajare ireversibilă. Spre lauda și gloria preasfintei trei, Tată, Fiu și Duh Sfânt, eu, sora Tereza Florentina Bordaș, recunoscătoare providenței divine, pentru darul de a fi chemată să-L urmez mai îndeaproape pentru totdeauna pe Domnul Iisus în slujirea săracilor, printre fiicele Sfintei Maria a Providenței, fac lui Dumnezeu pentru totdeauna, în mâinile sorei Elisabeta Serena Giserani, Maică Generală, vot de castitate, sărăcie și ascultare, pe care mă angajez să respect cu fidelitate, în comuniune de viață cu surorile, conform Constituțiilor. Fecioara neprihănită, Maica Divinei Providențe și Sfântul Fondator, Părintele Alois Guanella, să-mi dobândească harul perseverenței. În numele Bisericii și al Congregației accept voturile tale pentru totdeauna. Dumnezeu să-ți dea harul să duci la îndeplinire oferirea ta, unindo cu jertfa euharistică. Amin. O Dumnezeule, care inspiri și menții orice propunere sfântă, spre Tine se îndreaptă adevărata laudă, pentru că prin intermediul cuvântului Tău și în Duhul Sfânt ai creat cu iubire inefabilă familia umană și cu atâta iubire admisă la familiaritatea divină, încât să fie îmbogățită ca o mireasă
cu amprenta imaginii tale și cu darul vieții nemuritoare. Și atunci când se dusă din cu înșelăciunea diabolică, a rupt legătura prieteniei divine, nu ai desfăcut legământul nupțial, ci împins de iubire veșnică ai reînnoit milostiv cu noi, slujitorul tău, vechea alianță. În sfârșit, venind plinătatea timpurilor, ai ridicat din rădăcina lui Iese pe Fecioara Sfântă, care până de Duh mângăietor și adumbrită de puterea ta, prin nașterea sa feciorelnică, l-a dăruit lumii pe răscumpărător. El, făcându-se sărac, umil și ascultător, este constituit cauză și exemplu a toată sfințenia. A întemeiat biserica, mireasa sa, și iubind-o cu mare iubire, s-a jertfit pe sine însuși și în continuu o sfințește cu sângele său. Tu, Doamne, ai stabilit cu sfat prevăzător ca nenumărate fiice să urmeze exemplul său și devenind discipole lui Hristos, să merite să ajungă la demnitatea de mirese. Și acum, Părinte, te rugăm cu milință și-ți cerem să trimiți asupra acestei fiice ale tale focul mângâietorului, pentru ca să răsuflețească flacăra propunilor trezite în tine, de tine în inima ei. Să strălucească în ea, Doamne, lumina botezului și nevinovăția vieții, să adere cu fervoare la iubirea ta, întărete de sfintele legăminte călugărești, să păstreze fidelitatea, cu fidelitate unirea cu Hristos, unii cu mire, să iubească cu caritate promptă Maica Biserică și să îi înconjoare cu iubire sinceră pe toți oamenii, cărora să le amintească fericita speranță în bunurile cerești. Doamne preasfânt, condu milostiv pașii slujitoarei tale și apără-o cu bunătate în drumul ei, și când va ajunge la sfârșit la tribunalul Marelui Rege, să nu se teamă de judecata judecătorului, ci să recunoască glasul mirelui care o cheamă cu blândețe la nunta cerească, prin Hristos Domnul nostru. Primește imaginea Sfintei nostre Fecioare Maria ca semn al consacrării tali perpetue, ca fiica Sfintei Maria a Providenței. Ea îți este simbol al angajării pe care ți-o asumi pentru toată viața. De a-ți însuți atitudinele Mariei, Maica Divinei Providențe, pentru a fi mereu o prezență de caritate activă, dominată de spiritul de încredere și de milostivire. Sora preiubita, sora Florentina, acum tu faci parte pentru totdeauna din famiglia nostra călugărească. Recunoscătoare Domnului care ne-a reunit pentru a ne face reciproc un pic de bine, angajează-te să construiești în fiecare zi comuniunea fraternă pentru a fi în biserica semn de fraternitate și de pace.
Sfântul Părinte Papa Francisc, în parte din inimă, dorita binecuvântarea apostolică Sorei Tereza Florentina Bordaș, cu ocazia depunerii voturilor perpetui, și invocă asupra ei bogate favoruri celești și materna protejare a Sfintei Fecioare Maria, ca să poată corespunde la chemarea sa cu o fidelitate crescută și cu o bucurie mereu intimă și generoasă în dăduirea lui Dumnezeu și Bisericii. Scălește Arhiepiscopus Remozinarius Apostolicus din Vatican, 18-10-2014. O felicităm pe sală! Și acum, împreună, această zi de sărbătoare, o duminică plină de daruri și bucurii, cu toții ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și a de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a trăit pe pământ făcând bine, vindecând orice boală și neputință, ajutându-i pe toți. Să-L chemăm în ajutor în toate suferințele oamenilor, pentru ca toți să aibă curaj prin prezența Sa. Doamne Iisuse Hristoase, Stăpânul vieții și al morții, apără Biserica Ta Sfântă de uneltirile celui rău. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte Papa Francisc, Episcopului nostru Petru și tuturor păstorilor noștri sufletești și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă. Vindecă neamul omenesc de rana dușmăniei și aurii. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne. Binecuvântează munca medicilor și ajută-i în rezolvarea cazurilor grave. Te rugăm, ascultă-ne.
ocrotește-i pe cei ce călătoresc, pe cei ce îndeplinesc munci periculoase și pe toți cei aflați în primejdii. Te rugăm, ascult. Ajută pe sora Tereza, pentru ca prin voturile făcute astăzi să te slujească și să fie alături de cei de lângă ea. Te rugăm, ascult. Călăuzește sufletele răposaților noștri la limanul fericirii veșnice. Te rugăm, ascult. Dumnezeule atotputernic, Tu stăpânești peste toate făpturile și Te îngrijești ca un tată de viața tuturor. Dăruiește-ne harul să ne bucurăm de sănătate și de pace și să ne punem toate puterile în slujba împărăției Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, tot puternicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre laura și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfântei Sale Biserici. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aduce Maestății Tale, pentru ca ceea ce se săvârșește prin slujirea noastră să fie înainte de toate spre mărirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei. Tu l-ai plăzmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăvânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhangele, te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumind, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De
De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Dumitru și Sfântul Lucian, și cu toți sfinții pe care prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. E costia nostre reconciliationis proficiat, quesimus Domine, a tutius mundi pacem atque salute, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, un famulo tuo Papa nostro Francisco ed Episcopo nostro Petro, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue, votis cuius familie quantibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, frates nostros defuntos, et omnes qui tibi placente ex hoc seculo transierum, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simus gloria tua perenni ter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona punta largiris. In Christos, co Christos, in Christos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Astea porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pace angelele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liber de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Pe cea Ta este și puterea și mărirea veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale
și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Acela care ia asupra sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
sunt eu și știe vor ce drum al meu, în gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna lui. Lacrima tristă tu mi-ai șters. Anunțuri pentru săptămâna care urmează. Începând de azi, atât duminica, dar și în timpul săptămânii, liturghiile de seară vor fi la ora 18, din cauza schimbării ceasului. Sâmbăta viitoare, 1 noiembrie, este sărbătoare de poruncă, toți sfinții, și mai ales că este și aniversarul consacrării catedralei noastre, programul Sfintelor Liturghii va fi cel de duminică. În ultima zi a lunii octombrie, în această lună a Sfântul Rozariu, am vrea să facem o zi de rugăciune specială. Tocmai de aceea, timp de 24 de ore, începând de joi seara după liturghie și până la adorația de vineri seara, am vrea să avem un rozariu permanent în biserică. Va începe așadar joi seara după liturghie, se va încheia vineri la ora 17:30. În catedrală, din jumătate în jumătate de oră, voluntari, și chiar vă aștept și pe dumneavoastră, oricine ar fi, vor recita câte 5 mistere. Întreruperea va fi doar în timpul Sfintelor Liturghii. Așadar, așteptăm la birou parohial persoane care se pot înscrie și în timpul nopții, și în timpul zilei, oricând. Și un ultim anunț care e important pentru cimitire. Începând de sâmbătă, începem în tot Iașul sfințirea mormintelor la diferite cimitire. Eu le spun așa pe nume și dumneavoastră vă notați în minte cel care vă interesează. Eternitate, sâmbătă și duminică, în 1 și 2 noiembrie, între 13 și 16. Sfinții Petru și Pavel, sâmbătă 8 noiembrie, adică peste două săptămâni, între 10 și 12:30. La Bucium, duminică 9 noiembrie, 13:30, 14:30. Buna Vestire, duminică 2 noiembrie, 15:30, 17:00 și sâmbătă 8 noiembrie, 9:30, 16:00. Sfântul Vasile, sâmbătă 1 noiembrie, 13:00, 16:00. Sfânta Treime, sâmbătă 1 noiembrie și sâmbătă 8 noiembrie, totdeauna între 10 și 13:00. Valea Adâncă, duminică 2 noiembrie, după ora 4:00.
Galata, sâmbătă 1 noiembrie 16-16:30 și Podgoria Copou, duminică 2 noiembrie 15-16. Aceste date le veți găsi și pe internet, le găsiți și la afișier pentru cei care sunt interesați. Cu emoție și bucurie am venit aici, adică m-am întors aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă saluta pe toți și a vă mulțumi. Mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru a avea posibilitatea de a fi împreună în acest an de har în care Biserica din România a participat la ridicarea, la onoarea altarelor a Episcopului Anton Durcovici, un creștin care a creat unitate și un nu dezbinare, un martir care este un martor al bunătății Domnului pe pământul nostru. Tot în această perioadă familiile noastre, guaneliene, au un motiv în plus de a sărbători. Se împlinesc aproape 100 de anni della nascita pentru cer a fondatorului nostru, Alois Guanella, Sfânt, considerat și el un martir al carității. Documentele și marturisirile sublinează faptul că în viața lor, a episcopului Anton Durcovici și a părintelui Alois Guanella, există o strânsă legătură între iubire și sacrificiu. Dovada unei iubiri perfecte se regăsește în spiritul de sacrificiu. De fapt, numai dragostea pentru Hristos i-a ajutat să suporte calvarul suferințelor până la sfârșit. Prin exemplul lor de iubire, sărăcie, umilință, ne dovedesc că Evanghelia poate fi trăită, mărturisită de către toți oamenii din toate timpurile. Cu viața lor ne spun fiecăruia dintre noi că în alegerile noastre trebuie să avem curajul de a căuta adevărul, curajul de a înainta în sfințenie, chiar dacă acest lucru presupune martiriul. Iar martirii nu sunt doar o amintire din trecut, ei sunt protagoniștii ai situații internaționale din acest început, de mileniu, în care războaiele împotriva creștinilor, dezorientamentul, frica și nostalgia caracterizează viața noastră de creștini. În ciuda suferințelor, inima noastră, oricum, caută bucuria. Bucuria nu este un ornament inutil, ci o exigență fondamentală a vieții umane. Întruda de fiecare zi, fiecare persoană tinde să ajungă și să trăiască în bucurie cu toată ființa. De asta, eu vă doresc tuturor să trăiți în bucurie, așa cum de spune preasfințitul nostru, bucurie, bucurie, merge peste tot spunând, nu? Să căutați bucuria, a care izvor, oricum, este numai de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos înviat. Lumea de astăzi, mai mult decât de cuvinte, are nevoie de martori ai molestivirii și al tandreții lui Dumnezeu, care încălzește inima, trezește speranța, atrage spre bine. Bucuria de a aduce consolarea lui Dumnezeu. Suntem aici pentru a trăi bucuria de a fi o familie, bucuria unei profesiuni călugărești. Și mulțumesc cu această ocazie episcopului nostru care ne-a primit, Monsignor Petru Gherghe, părintelui paroc, confratele al nostru Don Umberto Brugnoni, dacă îmi permiteți, mame și tata lui Sore Florentina, famiglia ei, și preoților din altar, și voi, tuturor, care sunteți aici prezenți,
Mai presus de toate, oricum, aș dori să mulțumesc tuturor celor săraci. Dacă din nenorocire s-ar întâmpla să nu ne îngrijim de ei, nu am fi decât niște persoane nefericite. Deoarece, așa cum iubesc, să repet des, bucuria este rodul dăruirii totale a propriei vieții în serviciul lor. Eu vă cer ajutor dacă cumva vă dați seama că noi nu ne facem datoria pe care am decis să o facem. Și să vă uniți cu noi, dacă vreți să fiți bucuroși. Cu acest lucru, eu urez oricum Sor Florentina, pentru că dacă nu-și dăruiește cu totul serviciilor lui Iisus Hristos în săraci, de acum e problema ei, pentru că nu va fi fericită. Asta este sigur și a știe deja. Și nu vreau să vă mai întrețin și vă spun numai mulțumesc și bine v-am regăsit, pentru că eu m-am simțit imediat acasă, cum am ajuns în Iași. Mulțumesc tare mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumirea lui Dumnezeu, iată sora Maica Generală, Serena ne-a adus un salut și o mulțumire. Eu o aduc acum la sfârșit o mulțumire pentru activitatea depusă de congregație în casele în care ele lucrează, între credincioși, între cei suferinți și bolnavi. Și sigur că o mulțumire cu o dorință să continue cu curaj și felicitare pentru toate surorile, într-un chip special pentru sora Florentina, dar și pentru celelalte persoane consacrate și pentru tineri, pentru că avem cu toții o misiune de a răspândi în lume iubirea lui Dumnezeu și iubirea față de frați. Așa să fie. Felicitări sorii și acum primim binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Sora în mijloc. Dumnezeu care inspiră și duce la împlinire orice propunere sfântă, să te ocrotească mereu cu arul său, pentru ca să poți trăi cu fidelitate angajamentele vocației tale. El să perpetueze în ceruri legătura ta de caritate, care te unește pe pământ cu Hristos, Fiul Său. El să te facă pentru toți frații semn și mărturia iubirii sale. Și peste voi toți care ați participat la această sfântă celebrare, să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Celebrarea Sfintei Liturghii și depunerea voturilor sorei Florentina au luat sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim.